În eseul său Două concepte de libertate, Isaiah Berlin distinge între libertatea negativă și libertatea pozitivă. Libertatea negativă descrie libertatea individuală față de ceva, față de constrângeri externe și față de interferențe externe. Este absența obstacolelor în cadrul unei societăți. Libertatea pozitivă înseamnă libertatea de a face ceva, de a acționa conform propriei voințe, de a prelua controlul asupra propriei vieți. Este deținerea puterii de a acționa, indiferent de limitările structurale din societate. Este derutant? Problemele a doi oameni imaginari ilustrează această diferență. Acesta este Dan. Trăiește în Freeland cu cele două lucruri pe care le iubește cel mai mult. Copiii și greutățile sale. Aceasta este Lily. Ea locuiește în Liberty. Prețuiește justiția mai presus de orice și visează să devină judecător. Dar amândoi se confruntă cu o mulțime de obstacole. Pentru Dan, nimic nu este mai important decât sănătatea și familia sa. Se trezește foarte devreme pentru rutinele sale și apoi îi duce pe copii la școală. Acordă o atenție strictă dietei și educației copiilor săi și îi privește cu dispreț pe oamenii care le neglijează pe amândouă. Nu-i plac autoritățile. În Freeland se colectează o mulțime de taxe pentru a finanța sistemul public de sănătate. De ce să plătească facturile medicale pentru cei cărora nu le pasă de sănătatea lor? Se întreabă el. Dan caută să scape de aceste taxe. Îi place să ridice greutăți în fața casei sale după ce adorm copiii. Dar recent, Freeland a interzis exercițiile fizice în public după ora 22. Pentru Dan, acest lucru nu e treaba guvernului. El vrea să fie eliberat de legile ce îi restricționează obiceiurile recreative. Și mai este un lucru. Nu-i plac școlile publice. Crede că sunt inutile și ar prefera să-și învețe copiii acasă. Dar în Freeland, educația acasă este ilegală. Dan crede că este scandalos și vrea să se elibereze de învățământul obligatoriu. În final, sătul de toate acestea se mută în Liberty, unde taxele sunt mai mici, guvernul restrâns și unde crede că este mai liber de constrângeri externe. Lily este deja acolo și se simte prinsă în capcană. Lily s-a împiedicat recent și și-a rupt piciorul. Acum are nevoie de operație, dar tratamentele medicale sunt scumpe în Liberty. Pentru a plăti, trebuie să facă un împrumut. Ea crede că sistemul este nedrept și simte că nu are libertatea de a beneficia de asistență medicală decentă și accesibilă. Și lucrurile se înrăutățesc. După operație, Lily trebuie să se recupereze și face plimbări în jurul blocului. Acesta este momentul în care își dă seama că urăște noxele de la toate mașinile de pe stradă. Smogul pe care îl inhalează este clar periculos. Constată că nu are libertatea de a se recupera corespunzător. Această nedreptate îi reamintește zi de zi că vrea să devină judecător. Dar deoarece provine dintr-o familie defavorizată, nu-și poate permite să plătească taxele de școlarizare la universitate. Iar ideea unui nou împrumut o sperie. În final, se simte frustrată și întristată. Crede că nu are libertatea de a-și urma visurile. Lily nu este fericită în Liberty și se mută în Freeland, cu un stat social mai puternic, un loc în care are puterea de a acționa, indiferent de limitările structurale ale societății. Susținătorii libertății negative tind să simpatizeze cu gândirea libertariană clasică. Ei consideră că statul este o forță coercitivă care limitează libertatea individuală și preferă un guvern mic, cu puține taxe și reglementări. Susținătorii libertății pozitive tind să se identifice ca social-liberali. De obicei, aceștia doresc un stat social mare, care să asigure o redistribuire echitabilă a bogăției și să ofere acces egal la oportunități. Dar voi, ce fel de libertate vă doriți? Credeți că teoria lui Isaiah Berlin despre cele două concepte de libertate este corectă sau greșită? Împărtășiți-ne gândurile în comentariile de mai jos.
Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.